De-a lungul istoriei, puterea de viață a unui stat s-a manifestat prin tăria braților sale armate. Urind poporul român și apărând cu prețul vieților țara, participăm astăzi la cea de-a 56-a aniversare de când, prin decretul 381 din 1-10-1959, Ziua Forțelor Armate Române a fost stabilită pentru 25 octombrie a fiecărui an. Armata reprezintă școala eroismului, a spiritului de sacrificiu, a devotamentului, a grăuntelui de optimism și a educației. Personalul armatei române și maestria comandanților de a rezolva problemele tactice și operative ce le-au întâlnit de-a lungul veacurilor, ne oferă prilejul de a omagia eroii neamului din toate timpurile, de la traci, getodaci, de la Burebista, ori Decebal și până astăzi, iar toată recunoștința noastră este îndreptată spre voi, eroi ai neamului românesc. Totodată se împlinesc astăzi 71 de ani de la eliberarea de către Armata Română a părții de nord-vest a României, înfăptuită la finele anului 1944, într-o zi de miercuri. Acest moment rămâne marcat vremii, întrucât la acea dată Armata Română și-a îndeplinit misiunea deplină. Obiectivul strategic național realizat efectiv de către armată pe câmpul de luptă a fost recunoscut din punct de vedere juridic prin tratatul de pace dintre România și puterile aliate încheiat la 10 februarie 1947. La chemarea țării pentru dezrobirea Ardealului, Armata Română a răspuns cu însuflețire și credință în izbânda dreptății neamului românesc, iar acum peste viacuri voi, ofițeri și ostași care ați eliberat țara, sunteți slăviți. Generațiilor ce vin din urmă le-ați transmis îndemnul înțelepciunii și râvna voastră neobosită pentru refacerea completă a otarelor României cu respectarea Constituției, a legilor țării în întreg contextul european. Granița blestemată, trasată din ură și răzbunare, devenită simbol al tuturor bătăliilor și eroilor neamului românesc, data de 25 octombrie a rămas întipărită în sufletele românilor ca zi în care țara își sărbătorește armata și pe cei care au fost sau sunt în slujba ei. Eliberarea teritoriului național în toamna anului 1944 a fost obținută prin luptă și jerfă a 525.702 militari români, din care 58.330 au fost uciși, răniți sau dați dispăruți. Prin acțiunile desfășurate în cooperare cu trupele ce făceau parte din Coaliția Națiunilor Unite, au fost eliberate numeroase localități și o suprafață de 200.000 de kilometri pătrați, iar pierderile provocate inamicului au fost însemnate, obligându-l să se retragă. Armata Română a continuat apoi să lupte pe teritoriile Ungariei, Ceoslovației și Austriei, alături de trupele aliate, contribuind prin jerfe și sacrificii la marea victorie obținută la 9 mai 1945, care a marcat sfârșitul celui de-al doilea război mondial în Europa. La momentul respectiv, comandantul armatei a patra, generalul Gheorghe Avramescu, adresându-se militarilor din subordinea sa, consemna în ordinul de zi, din data de 25 octombrie 1944, următoarele. La chemarea țării pentru dezrobirea Ardealului rupt prin dictatul de la Viena, ați răspuns cu însuflețire și credință în izbânda poporului nostru, tineri și bătrâni, ați pornit spre hotarele sfinte ale patriei și cu piepturile voastre ați făcut zăgaz neînfricat dușmanului care voia să ajungă la Carpați. Ne-a dorit Dumnezeu frumoasă din toate punctele de vedere. Ne bucurăm de patru anotimpuri și de toate formele de relief, de un pământ roditor și hrănitor și mai ales de un neam vrednic, credincios și muncitor. Dar tocmai aceste lucruri au făcut ca această țară să fie atât de mult râvnită
și mulți cuceritori să dorească să supună acest popor. Istoria ne spune că oricine a venit și orice a dorit, s-au lovit cu toții de vitejia acestui neam puternic și mândru. Doamnelor și domnilor, armata română s-a născut în sânul unui popor care a fost mereu nevoit să-și apere granițele, să-și apere libertatea, să-și apere identitatea națională și independența. Și tocmai de aceea astăzi, armata română este componentă vie a societății românești și se bucură în cea mai mare măsură de respectul, încrederea și girul românilor, fiind un factor de siguranță și prosperitate. Doamnelor și domnilor, armata română este în același timp un factor consistent în promovarea și în consolidarea imaginii României peste hotare. Istoria ne mai spune că la momente de răscruce, poporul român și-a pus soarta mâinile ostașilor români și nu a greșit, pentru că România de astăzi se datorează ostașilor români și eroilor neamului românesc. România de astăzi, țara pe care noi iubim și în care spunem cu mândrie este români, se datorează ostașilor noștri. Doamnelor și domnilor, astăzi suntem țară membră NATO și în cea mai mare alianță militară din lume. România este pregătită cu mii de tone de oțel de tehnică militară, cu tancuri și tanchete, cu taburi și transportoare șenilate, cu avioane de vânătoare și helicoptere militare, cu artilerie grea și ușoară, dar mai ales cu militari profesioniști, puternici și bine pregătiți, care au făcut dovada în lume că sunt cel puțin măsura egală a militarilor celor mai puternice state. Vorbim astăzi cu mândrie despre armata română și vorbim cu mândrie despre România și istoria României. Dar astăzi trebuie să vorbim și de eroii noștri și martirii noștri. Întreg teritoriul României este presărat de monumente ale eroilor și de cimitire ale eroilor cunoscuți și necunoscuți. Iar astăzi românii, alături de armata română, depun jerbe de flori și coroane pentru pomenirea și cinstirea eroilor neamului românesc. Domnilor veterani de război, doamnelor, domnilor, stimați ostași, 25 octombrie este o zi memorabilă pentru istoria poporului român. Dacă am trăit vremuri normale, 25 octombrie ar trebui să fie cel puțin din două motive sărbătoarea națională a României. Odată pentru că la 25 octombrie, acum 71 de ani, era eliberată ultima brazdă de pământ românesc, de sub stăpânire hortistă, reîntregindu-se astfel România sfârșiată după dictatul de la Viena, și nu în ultimul rând, pentru că la 25 octombrie 1921 se năștea majestatea sa, regele Mihai I al României.